Avem spitale ca în filme, a spus-o premierul Emil Boc după ce a văzut secția de primiri urgențe modernizată a Spitalului Universitar din București. Ministrul Sănătății s-a simțit bine la inaugurare, parcă uitând că alte spitale din țară plâng după dotări sau personal. Clinica deschisă astăzi face parte dintr-un program al Ministerului Sănătății în valoare de 36 de milioane de lei. O cascadorie involuntară îl trimitea pe Emil Boc în anul 2003 la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Universitar. Azi, aproape că nu a mai recunoscut secția. La fel de mândru era și ministrul Sănătății. Uitase parcă de toate problemele din sistem. De exemplu, secția de cardiochirurgie vasculară de la Spitalul Marie Curie, care stă închisă acum din lipsă de medici. Cei drept, camera de gardă a Spitalului Universitar din București a ajuns la standarde occidentale, după investiția de 4 milioane de euro. Are 3.000 de metri pătrați și aparatură ca în Uniunea Europeană, inclusiv echipamente speciale pentru investigațiile făcute copiilor. Un sistem informatic le va arăta în permanență medicilor câți pacienți sunt în camera de gardă, de cât timp așteaptă și cât de gravă este problema lor de sănătate. Cazurile care trebuie preluate rapid vor fi semnalizate după triaj pe un ecran. În funcție de cod de urgență apare atenția la medicul că s-a depășit timpul de așteptare. Aparatura mai bună înseamnă automat și mai multe cazuri rezolvate. În prezent, camera de gardă a spitalului preia 150.000 de cazuri de urgență pe an. Acum, numărul acestora se va dubla. Spațiile sunt libere în așa fel încât să se poată monitoriza un număr mai mare de paturi. Camera de primiri urgențe inaugurată astăzi la Spitalul Universitar va fi complet funcțională abia peste câteva săptămâni. Atunci va avea și dotările necesare pentru aterizarea elicopterelor.